Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu tu, Grăsuța. Ce faceți, grăsuții mei? Astăzi, după cum ați văzut la început, mergem într-un anticariat. Cum arată un anticariat aici? Am mai mers de fapt noi odată. Nu știu dacă la ăsta sau la celălalt, dar acum mergem, avem două aici în oraș. Bine, sunt trei, patru. Dar știu că am mers sigur la unul, așa că vom merge acum la un altul. Și astăzi sunt îmbrăcată așa. Este foarte, foarte, foarte cald acasă. Stai o leacă, trece trenul, nu? Ăsta este trenul care... Îl auziți voi de fiecare dată când filmez eu. Se pare că și de data asta a vrut să facă... A vrut să știe că trece, da? Haideți să mergem înăuntru, că nu mai putem să ne auzim unul cu altul. M-am oprit la unul, am uitat să deschid telefonul să filmez. Deci aici găsești tot felul de antichități. Și aici am văzut Lady Scarves, 2 dolari bucata. Și asta seamănă foarte mult cu ceea ce avem noi acasă, nu? Modelul ăsta, așa că am să cumpăr și eu una. Cât de drăguță e. Știți că am eu o boală cu chestiile astea. Mama mia, asta chiar că e colecționar Coca-Cola. Deci tot frigider mai nou, mai vechi, unde se țineau. Astea sunt foarte colectibile aici în America. În fiecare bucătărie americană găsești ceva de la Coca-Cola. Așa că, da, trebuie să aibă. Asta ce e oare? Drive-in speakers. Super interesant. Da, haideți să mergem să vedem ce mai găsim încolo. Nu știu dacă am voie să filmez sau nu, dar, mamă, câte chestii aici. Toate sunt antic. Da. Vă arăt vouă întâi puțin și după aia mă pun să mă uit să văd ce este înăuntru, pentru că, na, nu pot să mă uit cu tot cu telefon. Ce faină e oglinda. Pot să mă uit cu tot cu telefon. Rămân de nasturi, năsturei. La acest magazin este 20% reducere. Ce faină e asta. Nu știu ce pui în ea, dar e faină. Da, haideți să vedem dacă găsesc ceva interesant pe aici. Dacă nu, trecem la următorul. Am ajuns acum într-un alt mic butic. Aici nu știu cum să vă explic. E ca un fel de spațiu mare și sunt foarte multe magazine mici înăuntru. Ce o grămadă de chestii, jucării vintage. Nu știu dacă este ceva care mă atrage, dar am să vă arăt și vouă cam cum arătau jucăriile vintage. Bine că sunt și câteva care sunt noi, dar sunt foarte multe care sunt din anii 80-90. Star Wars, Star Trek, o grămadă. Ce drăguț e ăsta. Asta costă 15 dolari. Mă uitam să văd anul, dar nu-mi dau seama. În spate acolo avem Bugs Bunny și prietenii lui, Warcraft. Da, o grămadă de jucării. Aici la fel, jucării și sunt figurinele Lego, foarte multe. După mai jos sunt pinuri de la Disney. După aia mai jos, E.T. Și o grămadă de alte jucării. Da, mergem la următorul să vedem ce mai găsim. Aici o grămadă de comic books. Da, hai să mergem la următorul. Acum am intrat într-un alt... Vă zic că e foarte multă lume. Astăzi este sâmbătă și e foarte, foarte multă lume. Aici sunt tot felul de chestii. Nu știu dacă sunt vintage, dar nu cred că sunt vintage.
deși par a fi din chestiile astea noi, refăcute cum ar veni, pentru că sunt doar $8, $9, deci nu cred că astea, dacă aveau 50 de ani, se vindeau la prețul de $9. După aici o grămadă de chestii pentru casă. Ce e asta? $3. Da, sunt din reviste. Mai avem un semn de ăsta, cum se cheamă, un ad de la Coca-Cola. Jucării. Alea sunt făcute din cretă, foarte interesante. Mickey! Câte felicitări, $9 și ceva. Da, cam așa e prețul. Aici avem mai multe. Vai, dar este căldură aici, deci nu mai pot, eu fac sauna. Hai să caut ceva să-mi fac vânt, cu ele. Revenim, alt magazin. Vreau să vă arăt soțul meu. Viitorul soț, cât de drăguț e. Soțul meu acum filmează și mi-aruncă o privire. E doar o glumă, honey bunny. Aici sunt tot felul de chestii despre cu ulei, cu pentru mașină. Da, am zis să vă uitați așa un pic cam ce găsiți aici. Hai să mergem la următorul acum. Am găsit acum o vitrină doar cu bijuterii și zice că fiecare bucată $5. Mamă, cât e de frumoasă asta. Super drăguță. Și cercei ăștia, mamă, ce drăguț sunt. Și mai sunt câteva lucruri în spate care sunt foarte faine. $5 bucata. Acum trebuie să stau să mă holbesc, că sunt sute și mii de perechi și mii de chestii. Să văd dacă îmi place vreo una pe care să o iau. Și între timp, ca să nu vă țin 10.000 de ore, în spate avem o altă vitrină care la fel zice $5 fiecare bucată. Acum să ne uităm. I think they're on it, I agree, no? Super tare. Deocamdată nici nu am putut să mă uit să văd ce este. M-a întrebat dacă vreau ceva dinăuntru. Deocamdată nu, pentru că cum ar fi să o țin să stea lângă mine și eu să mă uit acolo și... Na, nu-i frumos, nu-i politicos. Vedeți ceva interesant care vă place, care v-a tras atenția? Mie e chestia aia, nu știu ce e, dar am impresia că e făcut din fildeș de elefant. Nu știu de ce am eu impresia asta, dar așa pare. O să mă uit în detaliu și am să văd ce. Hai să vă arăt următorul atunci, pentru că na, toți suntem aici. Uite, avem și un pistol aici. Look at the gun. Da, aici avem o reducere de 20% dacă vrei să cumperi ceva. Bine, dar vreau să zic că au niște prețuri de mă doare inima. După următorul, la fel, tot felul de bijuterii. Bine că astea nu mai sunt la $5, fiecare are prețul lui. Vă las și pe voi să vă uitați, în același timp mă uit și eu. Cât de drăguțe sunt. Ok, eu mă duc înapoi la bijuterii să văd ce e acolo și revenim. Ce-ar fi un anticariat fără bani, nu? Bani vechi, bani foarte vechi și prețurile sunt destul de acceptabile și acolo sunt câțiva bani străini, nu știu dacă să găsim și bani românești. N-am să chem acum pe cineva să deschidă. Dar e super de interesant, văd că sunt și cristale. Știți cine adoră cristalele? Anastasia Soare, cea care deține Anastasia Beverly Hills. Ea e nebunită după cristale. Hai să vedem ce mai găsim. Bijuterii și tot felul de bibelouri.
spus că am scumpe bibelourile astea. 40, 65, 59, vai de viața mea. Bine că toată buticul ăsta e cam scumpicel. Ia să vedem următorul. Următorul e ieftin. Nu are nicio reducere, dar măcar prețurile sunt puțin mai acceptabile. Dar nu văd nimic care să zic. Bine că eu mă uit la chestii care aș putea să le cumpăr dintr-un anticariat și să-l vând mai scump, că doar asta e business-ul nostru. Aici bijuterii. Vă las pe voi să vă uitați. Na, să nu ziceți că nu mergeți cu mine în anticariate. După cum v-am zis de foarte multe ori, americanul e nebunit după lucrurile vechi, după lucrurile vintage, după lucrurile pe care nu le mai poți găsi în magazin. După lucrurile... Haideți să mergem și afară, pentru că și afară sunt produse. Uitați puțin câte chestii sunt. Pentru voi poate o să vi se pare că sunt porcării, că sunt lucruri vechi, că sunt mizerii, gunoaie, dar pentru cineva toate chestiile astea poate să fie o piesă de decor ori în casă, ori în curte. Și da, n-am să merg acum că e foarte cald afară să vă arăt tot, așa că vom continua cu magazinele mici. Mai mamă le-a văzut. Astea, dacă le vede mama, mamă, să nu te uiți, că nu e pentru tine. Look at the one there. Oh my gosh! Cât de drăguțe sunt! Bine că noi le găsim, ați văzut, la $3, $2.50. Astea sunt $10, $15. Pentru că în anticariat e mai scump ca într-un second hand. Mă uitam să văd dacă găsesc felicitări pe aici. Dar nu cred. Da, hai să mergem la altul. Ce fain este aici. 26 de dolari. Trebuie să mă duc să fac afaceri cu scoici. Mă duc la plajă, le cumpăr și după aia le vând. Ai nevoie de un pistol, de pușcă, de ceva? Găsești de toate. Cât de fain decorată chestia asta aici. Îmi place la nebunie. Cât de tare chestia asta, e o vintage pentru gaz pentru benzină și se pare că a fost vândută, dar e vintage într-o condiție pristine, adică super, super bună. Sunt foarte curioasă la ce preț s-a vândut, pentru că nu văd aici prețul, dar e foarte tare, chiar e foarte, foarte interesantă. Wow, câte chestii pentru păr, stați așa să vă pun. Cum e chestia asta? Vedem ce preț are. $6. Chiar nu e rău. Astea sunt alea care le pui aici. Stă nașpa? Nu stă nașpa, nu? Uite cât de faine sunt celelalte. Și sunt
20% reducere. Deci asta o să fie mai puțin. Și sunt o grămadă aici. Și nu știu ce sunt astea. Am depus de la mireasă. Să vedem. Să vedem, să vedem ce să iasă. Sunt foarte curioasă ce e ăsta. A, unde să pui pozele. Ăla e $90. Ok. Am să zic pas la ăla. Ce oglindă avem aici. Oglindă, oglinjoară. Cine e cea mai drăguță din țară? $22. Drăguță, nu? Ia să mai vedem. Astea sunt, știți pentru ce sunt astea? Astea de aici? Sunt ca să pui rujurile în ea. Mă vine să credeți că înainte erau rujurile așa de mititele. Aici o grămadă de chestii. Mamă, ce tare e. Cât e ăsta? Cât e ăsta? Beautiful dream tray. That's the tray. Și câte pești? Nu știu, trebuie să mă uit să caut pe cineva. Cred că să ia. SP35. Oh, $125 sunt pești. Nu? Oh, dacă era o reacă mai ieftin. Era bună oferta, dar 125 e prea mult. Chiar și cu 20% reducere. E un pic cam picant prețul. A mermaid! Acolo este o sirenă. Alea de obicei se vând în jur de $70-80. Chiar sunt foarte curioasă cât costă aici. Mă duc să caut pe cineva. Acum suntem într-o încăpere unde, sincer să fiu, astea sunt toate vintage din bucătăria tipic americană. Ce e super interesant sunt aceste seturi. Astea se numesc Pyrex și sunt super, super faine. Un set costă $90. Bine, depinde că sunt unele care costă mai mult, unele mai puțin, dar aici avem o chestie. Am lăsat Pyrex-ul deoparte pentru că mai sunt câteva care vreau să vă arăt. Asta este un cuptor, un aragaz de fapt, complet, cu tot cu ventilatorul la care, cum se cheamă, cu hotă, deci avem cuptor, două cuptoare și aragazul, cât de tare e, vintage, mamă cât de bun, deci, cred că dacă aș avea și costă $800, cred că dacă aș avea casa mea, eu mi-aș cumpăra o variantă a asta, dar nouă, nu vintage. Și aici la fel, mai avem iarăși Pyrex. Eu sunt înnebunită cu Pyrex-ul. Eu am și eu acasă o grămadă. Nu știu dacă am așa de multe. Nu cred că am așa de multe, dar am și eu foarte multe chestii de-astea de la Pyrex pentru atunci când am să mă mut la căsuța mea și o să am bucătăria mea, toată vesela în care am să gătesc, pentru că astea le poți folosi atât în cuptor, cât și în congelator, cât și în frigider, cât și pe unde vrei tu. Nu se crapă, nu se strică, sunt făcute chiar foarte, foarte, foarte bine. Și da, asta este o bucătărie tipic americană cu tot felul de ustensile vechi. Cât de tare e! Hai să mergem mai departe să vedem ce mai găsim. Cât de tare sunt! Aici sunt jucării, dacă observați, tot felul de jucării vintage. Asta costă $80. Dar uitați acolo toate păpușile pe care bunicii voștri și părinții voștri când erau mici se jucau, poate nu părinții, pentru că multe dintre voi încă sunteți tinere, dar bunicii voștri se jucau cu astfel de păpuși. După, în partea asta avem la fel tot felul de chestii. Ce faină e lampa asta. Uitați-o puțin, 179. Wow, super, super interesantă. Eu se pare că iar o să încep cu super, super, e super fain, e super frumos. Voi vă dați seama că fiecare persoană de aici e ceva cum sunt eu. Place să meargă în second hand, place să meargă la yard sale-uri, la tot felul de chestii unde poți găsi astfel de lucruri vechi. Pentru că astea nu le mai poți găsi în magazine. Nu știu, mi-este așa de greu să vă fac să înțelegeți că
De asta sunt așa de mult fascinată de chestiile astea și când găsesc ceva super interesant și nu pot să le las, pentru că sunt lucruri pe care le poți găsi doar o dată în viață, nu le mai poți decât dacă te duci special sau cauți special lucrul respectiv. Dar în schimb, doar aici, la ori anticariat, ori de la second hand, unde poți găsi astfel de lucruri și sunt unele care au o istorie foarte, foarte mare în spatele, în spatele produsului, nu e doar Mickey Mouse ăla. E fain când găsești produse care vin cu o istorie de asta și zice că băi, a fost al bunica Isabela. Uitați puțin în partea de sus cât de tare e colivia aia pentru păsări și globul. Da, foarte, foarte interesante. Hai să vedem ce mai găsim. Ce găsim aici? Ia să vedem ceva interesant. Am găsit niște figurine, am uitat să vă arăt. Seamănă ceva de genul cum e asta, numai că pe toate pe care le-am găsit erau 4 dolari bucata. Am cumpărat 6 bucăți, o să vi le arăt, poate o să fac un video și o să le vedeți pe toate, dar mi s-au părut super drăguțe și na, fiind 4 dolari bucata, le-am cumpărat pe toate. Să vedem ce mai avem acolo în spate. Mai este o fetiță drăguță. Vreau să văd prețul ei. 10 dolari și aici avem, cred că, un înger. Un înger, dar fără aripi. Da. Ăsta, din păcate, i-a zburat aripile și nu știu de ce îl vinde de la 8 dolari, pentru că cu 8 dolari, 10 dolari le vând eu și are aripa. Asta, din păcate, nu le mai are. 6 dolari. Asta e drăguță. Numai că asta e 8 dolari. Eu aș putea să o vând cu 12, deci nu e foarte... Nu e foarte mare profitul, plus transport, plus taxe, plus asta. Ajung să câștig aproape nimic. Ia să vedem aici. Jewelry lot, 20 de dolari. Toate perechile astea de cercei, numai că... Na, sunt cercei care poate eu nu le port. Nu-mi place niciodată să le cumpăr așa un bulk de ăsta mare. Pentru că e posibil... țineți minte când am găsit așa o geantă? Asta câte 28 de dolari. Ceva de genul, numai că a mea nu știu cu cine era pe copertă. Foarte interesante. Am și ulei aia doi. Nu știu pe unde sunt puși, dar am și ulei aia doi. Cine știe, la casa mea o să ajung să și le pun pe pereți, să-i pun pe pereți. Dacă urmărește cineva Shameless, în Shameless sunt lei ăia doi și de asta am luat-o. Ok, hai să vedem ce e în continuare. O grămadă de lucruri drăguțe aici. Da, nici n-aveai altfel cum. Într-un anticariat să găsești lucruri care nu sunt drăguțe. Bine, acum știi cum e, din punctul meu de vedere drăguț. Poate vouă nu vă plac asta de... vintage, lucruri vintage, poate vă plac tot ce e nou și tot ce apare la modă. Eu sunt exact opusul. Tot ce e vechi, tot ce nu mai poți să găsești. Ce drăguță e asta. 18. Cât de faină e. Asta este o scrumieră. Uitați-vă cât e de drăguță și culoarea e faină. Să vedem ce mai găsim aici. Farfurii, farfurioare, vază, pălării. Da, vă las pe voi să vă uitați. Ce set avem aici. Set tip elefant. Mă scurioasă oare cât costă peștele. Este un pește acolo, oare ăla cât costă? Asta e închis. Nu știu cum să mă uit de subt. Da, oricum sunt scumpe, sigur. Wow, și alea sunt faine. Alea costă 45 de dolari. Dierul ăla, cum se cheamă, căprioara aia. Fata iară e super drăguță, dar cred că are un preț de pe ustură pe toate părțile. 20% reducere, except cele care se zice firm.
Hai să vedem astea. 25 de dolari. Da, asta e unul dintre magazinele în care este destul de scump picel. Bine că sunt lucruri rare pe care nu le găsești tot timpul. 28 de dolari, ce, toate 4? Mamă, câte jucării! Uitați-vă puțin, v-am arătat asta în holul de ieri. Țineți minte când l-am găsit pe Moș Crăciun și mi s-a părut foarte drăguț. Aici costă 15 dolari. Eu cred că am plătit un dolar la 70 de cinți, ceva de genul ăsta. Mă uitam la matrioșca astea de aici. Dar nu știu unde e prețul lor. Ha, 24. Da, o grămadă de bani. Dar e fain să le vezi că fiecare are punguța lor și... Uitați ce mai era popular pe vreme, înainte, să faci tot felul de emileuri de-astea. Mama și acum le face. Trebuie să-mi deschid un magazin și să fac chestiile astea. Voi ce ziceți, nu? Sau să nu agăs ceva cu rochia mea. Aici ce mai e? Ceasuri, felinar, ce tare e oglinda aia de acolo. Foarte faină. Trebuie să ai o casă, trebuie un mansion. O casă de aia mare, imensă, să poți să pui oglinda aia. Ok, aici este holul pe care trebuie să mergi la celălalt magazin, care l-ați văzut. Sunt două magazine legate unul de altul. Aici sunt tot felul de anunțuri vechi. Deci toate, uitați, asta de exemplu costă 159 de dolari. Toate sunt vechi, nu găsești niciunul care să zici că e făcut acum nou. Și cu asta cred că s-a încheiat și video de astăzi. Sper că v-a plăcut să fiți alături de mine la acest anticariat. Și cine știe, poate acasă zilele astea o să fac un haul. Nu uita, alege să fii fericit. Vă aștept să plec de aici, urmea pot de cald. Și da, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like. Și sper să aveți o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare. Pa!